care ar fi cântarea ta preferată din toate cântările din care te fac? Nu știu. Cu numărul nu știm nimeni. Haideți înainte la Domnului. Dar care ar fi cea mai neplăcută în a cânta? Deci ce cânta ar fi cea mai neplăcută lor, de exemplu? Dar altă, nu te mai gândești când îți dau asta răspunsă. Măriorea, câte cântări ai lucrat de cor? 230. Ați verificat? Da. 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 Aș spune că mi-ați întrebat, dar poți să apare și mă pune bine. Nu, nu. Nu ești direct în față. Nu, sunt referitoare probabil la mine. Ești referitoare la tine, dar să fie și dirijorul, față de dirijorul. Da, față de dirijorul. Lasă, dar nu le pun eu. De exemplu, Gianina. Mai tare. Care este părerea ta despre dirijor? Chiar așa. Maria? Ramona, ține cont că-i tată tu. Nu știi? Dacă ai fi dirijor, dacă ai avea posibilitatea să votezi un dirijor de cor, cui ai da votul? Ce? Adela! Tot... Din biserică? Evident, nu l-am vreau să vot. Corina, Elvira, tu pe cine l-ai votat? Nu era bine zis afară. Pe cine l-ai votat? Mi-era timp. Dar la un afară de timp. Tu pe cine l-ai votat? Tot pe el, nu? Alexandru? Cosmin? Dacă spuneți altceva? Timotei? Dobule, pe cine l-ai votat? Pe lui. Mai vezi? Fratele Dimitra, că tot tu vei fi votat dirijor. Mai citești tu. Tu ca cu mine. Copiii nu cunosc întrebările. Elvira, de unde s-a citit textul de la ora de rugăciune din seara aceasta? Ce a citit? Ce a citit? Ea-i unul. Mona, s-a trebuit să-i deci totuși a auzit până la 1.7. Noi, nu e bine, nu e bine. Nu e bine, ziua mea, nu să știu. Eu am întrebarea? O, mă rog. Ce-a putut ziua? Auzi, băieții, pot să pun o întrebare pentru fratele fost dirijor? Da? Gata! Cum vrei? Tot auzi! Spune fratele dirijor dacă știe, bineînțeles. Când ne spune un frate lui Iosif, orice de 10 porunci, spune la alegere, când se vine Noul Testament, da. Bă, nu știu, dar a spus ceva, o întrebare legat de corul nostru. Deci bine, nu, vă mai gândiți și găsiți o întrebare pentru cor. Că le știu, nu toate ce ai spus, dar cel puțin cărțile de Noul Testament le știu. Fratele Iosif, nu știu asta. Să le auzi eu. Fratele Iosif. Le zice porunce, știu, chiar dacă nu... Fratele Iosif. Fratele Iosif. Nu mă un pic dacă stai voie. Nu știu, vreau să-l întreb pe el care cel mai mult l-a supărat. Sau? Care cel mai mult l-a creat. Aici. Aici ar fi. Vă am făcut fetele. Acum ai atat toată. Ia-ți o poziție așa mai... Cât mi-a făcut fetele? Plină, cum a spus la cântarea seară. Sunt plin de pace și bucurie. Tot
nu mi-a spus vrea, să știți. Dar mi-a dat între ghilimele. Deci sunt da. Dar tot mi-a spus drag. Dacă nu mi-era drag de voi, nu lucram cu voi. Deși mi-a fost greu de multe ori, vă spun sincer. De multe ori duminica seara, mulțumesc. De multe ori duminica seara mă duceam cu durere de cap. Din cauza voastră. Dar... Te speriam pentru... Te speriam pentru ce ai un nou val ceaia trecea tot așa. Eu înțeleg că sunteți copii. Nu sunt absurd de problemele voastre, de nevoia voastră de mișcare, de vorbă, de agitația pe care o aveți între voi. Însă, îmi se părere că atunci când e făcut o treabă serioasă, bună, sunt grați sau celui care va fi poate în continuare, să dați atenție și să faceți liniște. Mai simt, nu mai simt. Numai dacă mă un pic, așa. Dacă spui că iubești corul, atunci de ce vrei să-l părăsești? Perfect, perfect! Da, de unde auzi că te-am spus? Asta a fost întrebarea de ce te-am dat la cor. Deci ne lași sau ne... Ne lași sau ne... Dar știam că pe mine m-ai chemat să fac, nu ai zis că vrei să-l părăsești. Dar dacă nu o să spui, fac să voia Domnului. Amin! 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 E, două secunde. Acum cine e pentru ca să rămână dirijor? Ei, nu. Cred că aș fi mai bine să mai chinăm o cântare să păstreagă furia ta pe dirijor. Pentru, nu? Atent. Nu, Joachim! Pentru cine? Nu filmează! Ați